Câștigătorii etascului Gătește de 10, Ramona și Dragoș au ieșit ieri împreună la o întâlnire care i-a teleportat în copilărie. Asta grație muzeului de dulciuri. Îți place? Păi ce fain asta. Zici că creșturile noastre chiar. Noi nu ne-am făcut chiar așa, dar fi fost frumos. O experiență foarte frumoasă. Nu știu dacă o să o mai repet sau ceva, dar chiar e foarte frumos. Colorat. M-a dus înapoi în copilărie. Ramona. De unde ai luat-o? Sincer, eu nu mă așteptam să fac mamele alegerea respectivă. Mă gândeam că o să mă pun în echipă cu Ionuț, dar mi-a făcut plăcere să ies cu Dragoș. Nu cred! Prima și prima oară nu mă gândeam să fie locul chiar atât de colorat. După ce am intrat înăuntru și am văzut, am rămas foarte surprinsă. Mamă, nu cred! Nu mă așteptam și este foarte, foarte frumos. Este chiar pe placul meu. Aici te pui tu cu capul și eu te nimeresc. Chiar nu se potrivește locul cu latura mea copilăroasă. Hai, pune-te tu! Dacă nimeresc eu... Ce faci? Mă scoți tu la date dacă câștigi. Dacă nimerești tu, te scot eu. Bine, hai! Deci tu o să mă scoți. Așa. Ca să vă îndrăgeți un pic. Mulțumim frumos. Mi-a plăcut foarte, foarte mult vata pe băț de zahăr. Mă duce cu gândul atunci când eram eu mai micuță și tot la fel ieșeam în parc cu părinții mei. Este ceva minunat, îți trece așa prin interiorul tău, este foarte frumos. Este bași pe interior? Chiar? Să văd dacă îmi stai așa. În cap? În cap, în cap, dă-i de-a, tot înainte. Sunt sigură că Rebecca i-ar fi plăcut aici. Sunt sigură că o să o aduc și pe aici, pentru că... Chiar cred că au anumite activități de făcut și au ce învăța. Cabina telefonică! Hai, Dragoș, vin în clamă. Pe cine vrei să suni? Sunt ca să nu iasă. Bun. Hai. Cine răspunde? Alo, Mihai? Suntem în cabina telefonică. Da, e foarte bine. Am și câștigat task-ul. E Laura. Alo, bună, Laura. Nu știu dacă mă așteptam, pentru că nu ne-am ales noi reciproc, ne-au ales mamele. Eram 50-50, nu, chiar nu știam cu cine o să fiu, dar mi-a plăcut foarte mult. După ce au terminat acest tur delicios, s-au mai stat la o discuție pentru a digera mai bine această experiență dulce. Zi tu. Te bucur că ești azi la date? Sinceră să fiu, da, pentru că nu mai ieșisem de mult. Place în casa mireasa. Îmi place foarte mult, chiar sunt niște persoane foarte distractive. Dar ce așteptări ai tu? Chiar aș prefera să plec măcar împreună cu cineva de aici. Un viitor împreună, de ce nu? Acum să vedem ce va fi. Dar tu? Crezi că ești pregătit? Sunt pregătit. Din toate punctele de vedere sunt pregătit. Eu, în schimb, tot la fel. Sper și îmi doresc să îmi găsesc pe cineva. Și de ce nu să îmi întemeiez o familie? Ce drăguț! Noi în casă am mai discutat. Este o fată foarte de treabă. Ai ce vorbi cu ea. Este o fire care m-ar atrage. Ce a spus tatăl tău când a auzit că o să vii la mireasă? Ce a spus? A fost foarte încântat. Crezi că o să fie mândru de alegerile pe care le vii lua? Nu știu, eu cred că o să fie foarte mândru, pentru că orice alegere am luat-o până acum a fost mândru, chiar dacă uneori nu a fost chiar cum a vrut el, mereu m-a lăsat să mă dau, cum să spun, cu capul de fere singur. Deci nu ar fi împotrivă? N-ar fi împotrivă cu nimic. Orice aș decide eu și mama și tata sunt alături de mine. Să știi că mama ta este foarte de treabă. Da, mama este femeie foarte amuzantă, simți umorului, glumește foarte mult, e foarte plăcută. Dar cum ești tu ca și caracter? Ca și caracter, sunt o persoană foarte calmă, din ce ai observat. Se vede. Sunt o persoană foarte iubitoare. Serios? Da. Mai ales într-o relație, depun toate eforturile să fie bine. Dragoș mi se pare un băiat foarte matur pentru vârsta lui. Are anumite glume, te face să râzi.
îți dă o stare de bine, de liniște. Nu-l cunosc încă suficient de bine, dar o să încerc să-l cunosc mai mult pentru că chiar mi se pare un băiat super de treabă. Și te vezi măritată, făcând nuntă în casa Mireasa, la sfârșit? Sinceră să fiu, nu știu dacă mă văd neapărat făcând nuntă, nu pot să spun nici da, nici nu, pentru că nu am găsit încă persoana potrivită, să zic așa. Dar îți dai seama că atunci când găsești persoana potrivită, indiferent că, uite, mai avem 2 luni jumate, unii poate să spună că este puțin. Dar dacă ție ți se pare persoana aia potrivită ție, eu zic că nu este puțin. Păi, lasă-mă gândesc și eu. Tu, dacă era să alegi, nu știu, o fată din casă, să scoți la date, pe cine ai fi ales? Păi, cred că ți-ai și dat seama, tot pe tine te-aș fi ales să scoți la date. Da, face plăcere să fiu în preajma Ramonei, deoarece este o fire foarte prietenoasă. De ce? Sunt multe fete frumoase în casă, cum ești și tu, dar nu mă asociez cu nicio fată din casă. Și singura fată care m-aș înțelege și m-aș potrivi, cred că ai fi doar tu. Dar știi că eu nu sunt chiar atât de calmă pe cum pare. Știu asta. Păi asta am și zis. Ok. Că gen opusul este mult mai... Gen, dacă o persoană este calmă și una este nu chiar calmă, undeva s-ar găsi jumătatea. Uh-huh. Și eu cred asta. Nu mă așteptam să spună chestia asta, pentru că credeam că el preferă mult mai mult genul de fete mai calme, așa ca și el. Dar mi-a făcut plăcere, mai ales că tu ai spus că ești o persoană matură. Foarte matură, chiar dacă am o vârstă mică. Eu sunt mai copilăroasă, îmi place să ies în parc. Foarte frumos că ești cu fata ta, petreci un timp de folos, adică... Da, foarte frumos, foarte, foarte frumos să ai un copil, ceva special. Și eu de asta îmi doresc foarte mult. Dar este și greu. Dacă ar fi să mă gândesc să-l cunosc, să stau să-l cunosc mult mai bine, cred că da, am avea anumite lucruri în comun. Te vezi până la sfârșit? În competiție? Da. Nu știu neapărat. Adică, nu știu, asta depinde de oamenii de acasă, să-ți dai seama. Tu vrei? Da, eu îmi doresc, pentru că chiar dacă nu mi-aș face o relație, consider că, uite, pe mine una m-a maturizat foarte mult. Îmi inspiră încredere. Cred că nu s-ar juca cu sentimentele unei fete și că știe destul de bine ceea ce are de făcut. Să știi că mi-a făcut foarte mare plăcere să ies cu tine la acest date. M-am bucurat foarte, foarte mult. Ești un băiat foarte de treabă și sper să mai ieșim. Cu siguranță, la următorul date. Consider că chiar dacă eu am avut o relație cu cineva, nu trebuie să stau blocată în trecutul meu și trebuie să-mi dau și eu șansa de a cunoaște pe altcineva. Da, cred că e prima dată când spui treaba asta, că nu ar trebui să mai stai blocată în trecut și să ai și tu șansa ta, Ramona. Da, este prima dată. Și ce intenții, ce planuri ai în sensul acesta? Am niște planuri, da. Consider că sunt câțiva băieți care mi s-ar putea și mi se par atrăgători. În casă, acum? Da, acum. Interesant, așa. Doar că nu voi da nume. Pur și simplu voi aștepta să văd și băiatul respectiv dacă se îndreaptă spre mine, dacă îmi dă ceva semne. Și dacă voi vedea chestiile respective, mă voi îndrepta și eu spre el. Da, doar că pe un material mai devreme tocmai spuneai că încă... Da, într-adevăr. Ai sentimente pentru Stelian. Da, într-adevăr am sentimente pentru Stelian, dar așa cum am zis, pe material nu pot să rămân blocat acolo. Uh-huh. Păi și nu știu, nu le dai și lor un indiciu? Că ei poate cred că tu ai sentimente pentru Stelian și aia e. Nu. Nu? Nu este pentru Stelian. Am zis, dacă am sentimente pentru Stelian. Păi nu, adică nu le dai și lor băieților ăstora, spuneai tu că sunt niște băieți care s-ar potrivi, ți s-ar potrivi. În sensul să le dai un semn, să le faci cu ochiul, glumesc, să faci ceva. Da, le voi da și să te vadă deschisă. Le voi da și eu la rândul meu, da. Când? Păi, poate că am dat niște semne. A primit cineva niște semne? Doar că nu foarte evidente. Cred că deloc evidente din moment ce... Posibil. Da? Da, tu o plăci pe Ramona?
Este o persoană foarte treabă, foarte... Am ce vorbi cu ea, dar nu mă pot exprima momentan. Mm. Nu o cunosc de foarte mult timp. Evident. Dar important e că te-ai simțit bine cu ea, nu? Foarte bine. Dar, doamna Ramona, de ce ați făcut alegerea asta? Am văzut că se înțelegea bine în casă de asta. Mm. Ok, am înțeles. Da, păi, o să vedem ceva. Fii, urmărim mai multe semne, da? Să fie băieții atenți la tine?